Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț, la un story time, având în vedere că am fost la cosmetică și acum stau să-l aștept pe Cipri ca să iasă de la sală. Am ceva timp și m-am gândit să fac acest filmuleț pentru că altfel este puțin mai complicat și cu copiii să îmi găsesc timpul necesar. Știu că de mult timp așteptați acest filmuleț și așa că m-am gândit să îl fac. Mulți dintre voi m-ați întrebat cum ne-am cumpărat noi casa aici în Germania și vreau să vă povestesc așa cam care a fost întregul proces. Noi înainte locuiam în chirie, într-un apartament și ne-am hotărât să ne mutăm acolo pentru că am avut probleme cu un vecin care stătea sub noi și practic acesta a fost motivul principal, ca să zic așa, care ne-a făcut să ne căutăm o casă, să ne cumpărăm o casă și totodată să ne dorim o casă. Ne doream o casă și înainte, doar că nu eram chiar atât de hotărâți și pregătiți de acțiune, așa, ca să zic, gata, hai acum să ne căutăm o casă. Dar chestia asta, până la urmă, cred că totul a fost înspre bine, pentru că ne-a motivat să facem acest pas, practic ne-a împins cumva de la spate. Și da, acum avem căsuța noastră. După ce am avut probleme cu vecinul acesta, bineînțeles, am început să ne căutăm casă pentru că nu mai suportam situația. Era foarte greu și pentru copii, dar și pentru noi. Stresul era destul de mare. Și am început noi să căutăm și pe internet, pe diferite site-uri, căsuțe, ne-am uitat și în ziar și ce ni se părea nouă că s-ar preta nevoilor noastre și cerințelor noastre. Am făcut programare ca să mergem să vedem în casele respective. Am văzut mai multe case. Unele erau într-o stare foarte proastă, deși pe internet nu arăta din poze, nu-ți dădeai seama, din contră ziceai că, wow, ce casă frumoasă și mi-aș dori să o văd, dar nu era așa, când ajungeai acolo era o casă în care trebuiau investiți mulți, mulți bani, mult timp, multă energie și nu era pentru noi. Alte case pe care le-am văzut arătau bine la exterior și nu numai la exterior, și interiorul. Practic pereții aveau toți tapet și podeaua era cu mochetă și care ne-au plăcut nouă, ne-am dus la bancă cu dosarul cu acte, să depunem dosarul, dar banca nu a fost de acord pentru că ei aveau toate documentele casei și știau din ce an a fost făcută casa, dacă este o casă bună, dacă nu, dacă trebuie să făcută renovări. Și toate casele pe care am fi vrut noi să le cumpărăm înainte de casa pe care am cumpărat-o și cu care am fost la bancă să depunem actele, banca le-a respins și ne-a spus din start, nu este o casă bună, o să investiți foarte mulți bani în ea, este dărăpânat, o să aveți numai probleme cu ea. Nu. Și nici măcar nu ne-au acordat banii ca să putem cumpăra. Deci ne-au zis din start că ei nu dau banii pe așa ceva. Bun. Am continuat căutările până am ajuns să vedem căsuța aceasta. Am făcut tot așa programare cu proprietarul, am fost, am văzut-o, mi-a plăcut și mie și lui Cipri. Ne-a plăcut foarte mult și casa, cum este compartimentată și aranjată. Ne-a plăcut faptul că are grădină, are garajul ei. Este într-o zonă foarte liniștită, avem totul aproape, grădinița copiilor, școala, magazin dacă avem nevoie să facem ceva cumpărături. Parcul este pe strada noastră, deci nu mai mergem de la casa noastră, mergem în sus 200 de metri și avem parcul acolo. Deci totul este la îndemână, plus că este o zonă decentă, liniștită, cartierul este bun, ca să zic așa. Avem vecini de treabă, nu avem nicio problemă cu vecinii și da, ne-am hotărât să o cumpărăm. Tot așa am fost la bancă cu dosarul cu acte, cu actele casei, ca să vadă banca dacă este totul ok. Într-un final au zis că este ok, că dacă într-adevăr vrem casa, ne-o dau. Apoi a urmat să ducem noi toate actele noastre, ne-au cerut flutura și de salariu, atât mie cât și lui Cipri, pe un an de zile a trebuit să-i ducem. După aceea au analizat ei toată situația și cam
după o lună, ceva de genul, nu mai țin exact perioada de timp, ne-au făcut un plan de credit, practic, și ne-au împărțit ratele, ne-au zis cam cât ar veni în fiecare lună rata, pe ce perioadă de timp, care mai sunt costurile pe lângă, pentru că pe lângă casa în sine mai trebuie plătit notarul, mai este o taxă care se plătește și, mă rog, mai multe chestii care vin la pachet cu casa. Și da, ne-au spus cam cât avem de plătit și toate cele. Deci noi pe lună plătim 881 de euro pe casă, rata la bancă. Aceștia sunt banii care noi îi plătim pentru casă. Avem de plătit această rată timp de 30 de ani. Deci, practic, când vom ieși la pensie, casa va fi achitată. Dar pentru noi este ok, pentru că deja de când am cumpărat casa a trecut cât? Un an și 3 luni, stați așa, deci martie, suntem în, deci aprilie, mai, iunie, iulie, august, un an și 5 luni a trecut deja de când am cumpărat casa și deja am achitat, deci într-un an de zile cât achităm? 10 luni, înseamnă 8810, deci cam vreo 10.000 de euro am achitat, să zic, o sumă estimativă pe un an de zile. Noi avem casa de un an și 5 luni, deci faceți voi socoteala. Și gândindu-mă cât de repede a trecut primul an de când am cumpărat casa, 10.000 de euro, faptul că deja am achitat această sumă din creditul total, practic este ok, adică nici nu se simte, timpul zboară. Dacă nu am fi dat banii la casă, ca să cumpărăm casa, oricum ar fi trebuit să plătim banii aceștia la o chirie, pentru o chirie, pentru că nu poți să stai în stradă. Și pentru noi este perfect, pentru că oricum, după acești 30 de ani, după ce casa va fi plătită, practic noi nu mai avem această cheltuială, banii aceia ne rămân nouă, pe când dacă am fi stat în chirie, tot trebuia să-i plătim, pentru că nu era a noastră, undeva trebuia să locuim și dacă nu plătește de afară în stradă, evident. Deci, practic, după 30 de ani este bunul nostru, ne rămâne nouă, pe când dacă aș fi stat cu chirie, toți anii aceștia, 30 de ani, să zic că plătim noi la casă, banii aceia ar fi intrat în contul altei persoane, l-aș fi făcut pe altul cu bani și la sfârșitul celor 30 de ani nici măcar nu era imobilul meu, practic nu mă alegeam cu nimic, din contră plăteam în continuare chirie și consider că erau niște bani pierduți, o sumă uriașă de bani care pur și simplu i-aș fi pierdut degeaba. Dar așa, după acești ani, casa este a noastră, le rămâne copiilor noștri și cel puțin în străinătate să poți să le oferi copiilor tăi un acoperiș deasupra capului care să fie a lor și să le rămână lor, este ceva wow, pentru că aici casele sunt scumpe, foarte scumpe și mult mai scumpe decât sunt în România și, da, din punctul meu de vedere este o realizare, este ceva wow. Noi pe casă am dat 224.000 de euro, doar casa în sine a costat atât, dar plus celelalte taxe, notar, prima taxă aceea care se plătește, plus altele care mai vin la pachet cu casa, și tot creditul a inclus casa plus celelalte cheltuieri și suma totală a fost de 240.000 de euro. Deci acești 240.000 de euro noi trebuie să-i plătim în decursul la 30 de ani și includ casa plus celelalte taxe care s-au perceput. Și cam acesta este tot procesul care a avut loc. A trecut ambulanța, am așteptat să treacă pentru că altfel nu m-ați fi înțeles. Și da, după ce cei de la bancă ne-au spus cam care ar fi rata, cum trebuie să plătim, pe ce perioadă de timp, după aceea a trebuit să fac programarea la notar. Programarea la notar, din auzite credeam că o să fie ok, adică o să meargă lucrurile mult mai repede, într-un timp mai scurt, dar nu a fost să fie așa. Asta probabil și datorită faptului că am nimerit noi într-o perioadă în care cam totul se mișcă mai încet și multe cabinete din acestea notariale sunt închise, pentru că noi am nimerit în perioada Crăciunului, bineînțeles, și practic totul a durat cam cât?
3 luni de zile, deci de când banca ne-a dat acceptul că da, dacă vrem să o cumpărăm, o putem cumpăra, până când am ajuns la notar să semnăm, de fapt nu 3 luni au durat, chiar 4 luni a durat, 3 luni jumătate, 4 luni, ceva de genul. Și anul următor, cum ar veni, în luna martie, am semnat actele la notar. Pur și simplu ne-am dus acolo, ne-am întâlnit cu proprietarii, era notarul, proprietarii și noi. Încă o dată acolo notarul ne-a explicat tot ceea ce ține de termen contractual, dacă am înțeles, dacă nu ne mai explica o dată, la casă, tot ceea ce include casa și ce rămâne în casă, la fel se specifică în contract, pentru că noi, atunci când am cumpărat casa, noi ne-au lăsat și ce era în casă. Nu erau multe lucruri, dar erau câteva piese de mobilier care au rămas în casă. Și se specifică totul în contract și chiar vă sfătuiesc să, dacă vreți să vindeți o casă sau să cumpărați o casă, să verificați să fie aceste lucruri specificate în contract, este foarte, foarte important. Așa, la fel, notarul încă o dată a repetat cu noi toate datele la care va fi plătită rata, pentru că noi plătim în decursul unei luni de 3 luni. Rata se împarte în mai multe rate, practic, și în decursul unei luni, la final, plătim 881 de euro. Dar aceștia se împarte, ea în 3 dăți diferite în decursul unei luni. Vine și Cipri de la sală și... stați că l-am încheiat pe afară. Deschide ușa. De atâta seara. Nu, nu de mult, dar îmi filmez un filmuleț, așa că dacă mai ai ceva de făcut, poți să te duci ca să fac și eu încheierea. Păi eu să fac duș acasă, nu? Cum vrei. Păi aici mă durează până fac și duș, până alea. Da? Păi cum vrei, dacă vrei poți să te duci, că eu mai povestesc ceva. Da? Uh-huh. Da, bine, hai că ok, vreau. Bine, atunci te aștept. Bye! Așa. Deci după ce am clarificat și lucrurile acestea și toți termenii cu notarul și noi, dar și persoanele care erau acolo, foștii proprietari, am semnat actele. După aceea, după ce am semnat actele, a trebuit să așteptăm cam o lună sau ceva de genul să ne vină cartea casei. Acolo sunt specificate noi proprietari, sunt specificate alte date, cum ar fi numele noilor proprietari, plus alte date despre casă, referitoare la casă. Așa, și de acolo cam asta a fost, ne-am mutat în casă, deci tot acolo la întâlnirea cu notarul am stabilit o dată la care să ne fie înmânate cheile. Și deci noi am semnat în martie actele și ne-a dat cheile în aprilie, am impresia, cu o lună mai târziu. Am stabilit o întâlnire cu fostul proprietar, el a fost acolo, ne-a dat cheile de la casă, bineînțeles, am deschis noi ușa, ați văzut și în vlog, probabil, pentru că am făcut vlog, după care am intrat cu el în casă și ne-a arătat încă o dată tot ceea ce ține de centrală, cum funcționează centrala, calorifere, la curentul electric, panoul acela, deci chestiile acestea mai importante ne-a arătat. După care pe noi ne-a lăsat să ne vedem în continuare de treabă în căsuța noastră, el a plecat, ne-am luat la revedere, ne-am salutat pentru că na, așa este frumos, trebuie să lași loc de bună ziua, și de acolo practic a început povestea noastră în căsuță. Nu ne-am mutat imediat pentru că stăteam în apartamentul acela de care v-am povestit și practic, deci în aprilie am avut cheile și ne-am mutat în iulie. Am impresia la 1 iulie sau sfârșitul lui iunie, ceva de genul, și până atunci practic eu cu Cipri și cu copiii veneam în căsuță când aveam timp liber în weekenduri de obicei, pentru că numai atunci putem să lucrăm la căsuță, pentru că nu lucrăm la job-uri, suntem liberi, și veneam în căsuță și făceam una alta. Îndepărtam tapetul de pe pereți, îndepărtam podeaua, mocheta, nu podeaua, scuze, mocheta care era în casă,
Am mai pus noi tapet într-una din camere, deci practic am început lucrările la căsuța noastră ca să putem să ne mutăm și mai repede, dar și atunci când ne mutăm să nu avem atât de multe lucruri de făcut, având în vedere că suntem și cu copii. Dar chiar și așa sunt destul de multe lucruri de făcut, chiar și acum. Și acum, după un an și 5 luni de când ne-am mutat, de fapt de când am cumpărat casa, încă lucrăm la ea și mai avem de lucru mult timp de acum încolo, pentru că ne facem noi, ne facem în ritmul nostru atunci când putem, când suntem liberi, de obicei în weekenduri, și lucrăm doar eu și Cipri la căsuță și asta înseamnă că va dura mai mult timp, pentru că dacă am fi avut ajutor din partea unei firme sau ceva, bineînțeles că totul mergea mai repede. Dar având în vedere că lucrăm doar noi doi, durează și cu copiii, pentru că sunt și copii și una este când, să zic, de dimineața până seara ai o zi sau mai multe zile în care știi că începi cu soțul tău treaba și gata, te ții de ea, ai pornit și termin ceva. Dar cu copiii nu este așa, pentru că au nevoie de una alta. Ba vor să mănânce, ba trebuie să le faci baie că s-au murdărit, ba s-au plictisit și trebuie să îi distrezi sau să faci ceva să nu se plictisească atât de repede, plus diferite lucruri, cumpărături și viața, da, merge înainte și urmează cursul. Dar cam acesta a fost tot procesul cu achiziționarea casei în Germania. Tot ce pot să vă zic este că, deși este multă muncă la o casă, merită să ai casa ta pentru că ai liniște. Atunci când ești proprietar, ești și liniștit, nu te mai stresează nimeni la cap, nu mai ai probleme nici cu proprietarul dacă stai în chirie, ba că nu vrea să repare nu știu ce, ba că trebuie să-l suni de 10 ori să vină să cheme instalatorul, cel puțin cu doamna unde stăteam înainte, nu aveam apă, adică ne-am mutat în apartament, da, renovat, am plătit chiria dinainte și noi nu aveam apă să ne spălăm sau apă caldă, nu mai știu exact ce era. A trebuit să o sun de nu știu câte ori pe zi, deci vorbesc foarte serios, de foarte multe ori pe zi am contactat-o zile la rând și ea nu răspundea. Nu mai știam ce să fac, eu eram însărcinată cu Eric, trebuia și să nasc, deci a fost foarte, foarte stresant. Așa la casa ta știi că dacă se strică ceva, repar tu sau chem firma să-ți repare dacă ai bani, îți faci lucrurile cum vrei tu, când vrei tu, fără să te bată nimeni la cap, fără să depinzi de nimeni, nu ai pe nimeni deasupra, nu ai pe nimeni de desubt, cum era la apartament. Copiii se pot juca în voie, liniștiți, fără să-i streseze nimeni. A, că faci gălăgie sau alte chestii. Vecinii noștri din stânga și din dreapta sunt super ok, deci nu avem nicio problemă și cam toți vecinii de pe toată strada sunt ok. Este o zonă liniștită, avem totul aproape, din punctul meu de vedere se merită să investești într-o casă, pentru că banii aceia oricum îi dai. Dacă nu îi dai să investești într-o casă a ta care să-ți rămână ție și copiilor tăi, îi dai pe o chirie și ca să îl faci pe altul cu bani, să intre lună de lună niște bani, iar la sfârșitul vieții tale, ani de zile stând în chirie, să pierzi 10 de mii de euro sau 100 de mii de euro, când cu banii aia știi că puteai să-ți cumperi ceva și să fie al tău, căsuța ta, să-ți o faci tu pe placul tău, cum vrei tu, să te simți acasă. Da, acum depinde de fiecare, fiecare știe ce este important în viață pentru el, pentru că fiecare avem priorități diferite, dar eu sunt bucuroasă că avem căsuța noastră. Foarte important, un lucru pe care am uitat să-l menționez este faptul că am achitat un avans pentru această casă ca să ne facă rata de 881 de euro. Dacă nu achitam avansul pe care l-am achitat, rata era mult mai mare, era undeva la 1100 de euro în fiecare lună rata, dar pentru că am achitat un avans, ne-a scăzut rata și este mai ok, pentru că una e să plătești 900 de euro, să zic, rată, și alta este să plătești 1100 sau 1200 sau 1300, depinde de fiecare bancă în parte. Noi am ales să plătim acest avans ca să ne fie mai ușor, adică să plătim mai puțin bani lună de lună, pentru că pe lângă casă mai sunt și alte cheltuieli, facturi, copii, ieșiri, una alta.
mâncare, benzină, știți voi. Și da, noi am plătit acest avans. Avansul a fost, nu o să zic suma exactă, dar pot să vă zic că a fost câteva 10.000 de euro avansul. Și acum ne mai rămâne să plătim doar rata până terminăm de achitat căsuța. Cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Îmi cer scuze pentru că a fost așa pe nepusă masă, nu am pregătit nimic dinainte, pur și simplu v-am povestit exact cum a fost situația noastră. Noi ne revedem în următorul filmuleț cu alte subiecte. Dacă vreți să abordez și alte teme care vă interesează, puteți să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și atunci când o să am timp, o să încerc să fac aceste filmulețe, pentru că mai am și multe vloguri de editat pe care încă nu am reușit să le editez, dar promit să îmi fac timp și să postez mai des. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup, o zi frumoasă, vă doresc, pa, pa!